Salutare tuturor, revenim la Cafeaua de 10 după o vară plină de surprize. O vară foarte interesantă de altfel, dar despre asta o să vorbim o altă dată. Vă pregătim o nouă rubrică la Cafeaua de 10, unde să descoperim lucruri interesante și unele amuzante, zic eu. Așa că hai să începem cu prima parte a emisiunii de astăzi. În limba română există o mulțime de expresii pe care le folosim în fiecare zi, dar dacă le analizăm cu atenție, observăm că unele din ele chiar nu prea au sens. În ziua de astăzi folosește foarte des expresia afrecamenta, ceea ce înseamnă a lenevi. De unde vine această expresie? Păi, în urmă cu ceva timp exista obiceiul de a se freca mesele cu mentă înainte de cină pentru a mirosi frumos. Această muncă era făcută de oamenii care nu prea aveau chef de a sparge lemne, a căra apă sau mai știu eu ce alte munci, a săpa prin grădină. Așa că cei care vreau să scape de muncile grele frecau sau se făceau, mai bine zis, se făceau că freacă mesele cu mentă. Încerc să-mi imaginez acum dacă s-ar fi folosit cartuș. Următoarea expresie este a sta de șase sau a ține de șase. Și spre surprinderea voastră, să știți că nu vine din lumea interlopă, cum v-ați putea gândi, ci vine mai ales din armată, în special din aviație. De obicei, expresia a sta sau a ține de șase se folosește în situațiile mai ales interzise, cum ar fi când cineva își face nevoile lângă un copac sau când se jefuiește o bancă. Și ca să vă dați seama despre ce vorbesc, imaginați-vă un avion care zboară fiind înconjurat de un ceas. În aviație, pentru a comunica mai ușor, piloții și-au dezvoltat un limbaj specific și pentru a anunța partenerul lor de zbor despre pericole spuneau: fii atent la ora 2 sau fii atent la ora 5. Pentru a se explica expresia asta de 6 sau a ține de 6, spuneau: fii atent la ora 6, adică în spatele tău, în spatele avionului. Expresia a fi prins cu mâța în sac este o expresie care arată că ești prins cu minciuna sau așa se explică. Dar în urmă cu multă vreme, expresia era folosită în târguri unde se vindeau purcei. Pentru că purcei erau vânduți în niște saci care erau legați la gură și prin care nu se putea observa nimic. Cumpărătorul putea doar să observe că se mișcă ceva în sac. Iar după ce cumpăra sacul respectiv, avea surpriza ca în el să găsească o pisică. Iar cei mai mulți dintre vânzători erau descoperiți cu pisica în sac, de aici expresia ești prins cu mâta în sac. Așa că aveți grijă, pentru că tot se apropie iarna, dacă mergeți să vă cumpărați purcei, să nu dați cumva de vreo muță care să vă miaune lângă sobă toată iarna. Trecem într-un alt domeniu și aflăm câteva minciuni pe care toată lumea le crede. Asta e foarte interesant și pentru Maria. Una dintre minciuni ar fi că marele zid chinezesc se vede din spațiu. Asta am auzit-o în filme, în cărți, în emisiuni TV, să mă știu eu pe unde, dar n-am auzit-o de la astronauți. Și colegul meu din spatele camerelor nu știe, pentru că și el e astronaut. Mai pleacă așa în spațiu din când în când. Mult mai vizibile decât marele zid chinezesc sunt piramidele din Egipt sau drumurile drepte pe distanțe lungi. Iar marele zid chinezesc, chiar dacă are o lungime de aproape 9000 de kilometri, nu se poate observa din spațiu pentru că urmează conturul unui munte și mai ales pentru că are culoarea pământie și se află pe planeta care poartă numele de Pământ. Da. Mai este o minciună care spune că marele Einstein a rămas repetent la matematică, ceea ce nu este foarte adevărat. Acesta a fost un geniu al matematicii, iar la vârsta de 12 ani s-a apucat să învețe de unul singur algebră și geometrie și chiar i-a reușit. Iar la vârsta de 15 ani deja era mult mai avansat decât profesorii săi. La urma urmei, Einstein a fost unul dintre cei mai mari oameni de știință ai planetei. Einstein a fost un geniu al matematicii, încă de la o vârstă fragedă, așa că nu încercați să vă mai justificați notele proaste la matematică folosind această minciună. Următoarea minciună pe care toată lumea o crede s-ar putea să vă devasteze complet realitatea și să nu puteți să mai dormiți noaptea, dar din păcate trebuie să o spun. Răceala nu se ia de la frig. Este greu de crezut că această boală nu se ia de la frig pentru că se numește răceală. Dar de fapt este un virus, iar pentru a răci trebuie să intri în contact cu acest virus. Știu că toată viața vi s-a spus să vă îmbrăcați bine sau să nu ieșiți afară cu părul ud pentru că s-ar putea să răciți. În principal e bine să ținem cont de aceste sfaturi pentru că e bine să ne simțim confortabil și să ne protejăm corpul. Există cercetări care spun că frigul de fapt slăbește capacitatea organismului de a respinge virusul, dar nimic nu s-a dovedit științific până acum. E important să știm că nu răcim de la frig, dar nu pentru a schia dezbrăcat iarna, ci pentru a ști să
prevenim răceala și cum să ne ferim de aceasta. Cu siguranță ați auzit de Valea Morții, care este de fapt o depresiune în California, unde se petrec tot felul de lucruri bizare. Aici se află niște bolovani care călătoresc de capul lor. Ar fi destul de greu și pentru un om să împingă aceste pietre, dar în mod ciudat acestea se deplasează pe distanțe destul de lungi, în direcții diferite și cu viteze diferite, unele făcând chiar curbe la 90 de grade. Nu spun că e ceva paranormal, dar dacă eu aș fi o fantomă și mi-ar plăcea să mă joc cu pietre, Valea Morții ar fi locul preferat în care aș putea să mă. În continuare vorbim despre manuscrisul Voinici, care este o carte ciudată într-o limbă indecifrabilă, cu tot felul de plante ciudate care nu se găsesc nicăieri pe glob. Manuscrisul a fost creat în secolul 14, dar nimeni nu știe cine l-a creat și pentru ce. Limba în care este scris, precum și ilustrațiile bizare, au fost analizate de tot felul de oameni de știință, lingviști, cercetători și, în general, de majoritatea oamenilor foarte deștepți, dar nimeni nu a reușit să descifreze nici măcar un cuvânt din acest bizar manuscris. Următoarea poveste interesantă vine din România, de pe meleagurile noastre, și vorbim despre artefactul descoperit la Iud. Ai auzit de el? Este vorba despre un obiect de aluminiu care a fost descoperit pe malul râului Mureș, la 2 km de Iud. Ce este și mai interesant este faptul că a fost descoperit îngropat lângă niște oase de mastodont, ceea ce ar însemna că obiectul are 11.000 de ani vechime, dar aluminiul nu a fost descoperit decât în secolul 19. Această discrepanță i-a făcut pe unii să creadă că obiectul este de origine extraterestră sau i-a făcut să ridice posibilitatea unei civilizații dispărute. Cam atât a fost pentru astăzi, vă invit în continuare să rămâneți alături de colega mea și sper că v-a plăcut această rubrică nouă de la Cafeaua de 10. Vă invit să dați un share, un like sau să vă abonați la canalul nostru. La final vreau să vă spun că șuruburile au fost inventate prin anul 1500, deoarece oamenii aveau plăcere de a lipi lucrurile între ele, iar astfel s-a realizat o metodă pentru a le lipi mai bine și mai rezistent. Ceea ce este extrem de bizar este faptul că șurubelnița a fost inventată prin anii 1800, ceea ce ar însemna că timp de 300 de ani nu a existat o metodă de a înșuruba șuruburile. Și acestea erau învârtite fie cu mâna, fie cu unghiile, fie cu pietre sau cu diverse metode bizare. Până la urmă, cuiva care a avut unghiile rupte, probabil, i-a venit ideea de a inventa un obiect universal pentru strângerea șuruburilor. Și uite așa a apărut șurubelul. Eu vă las acum alături de colega mea și ne vedem într-o ediție viitoare. La revedere!